Vrei să slăbești rapid, iar kilogramele date jos să fie doar din grăsime și să nu mai revină niciodată? Sunt sigur că asta îți dorești, mai ales dacă ai dat click pe acest video. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Medical Superfit și în acest clip vreau să-ți explic ce trebuie să faci dacă vrei să slăbești rapid și eficient. Înainte de a începe, abonează-te la canalul Superfit. Lupta cu kilogramele este în multe situații obiectivul suprem la început de an, după diverse sărbători, înainte de vacanță și sunt convins că toți avem în cercul nostru de apropiați cel puțin o persoană care își propune mereu să slăbească. Sau poate că ești chiar tu acea persoană care își dorește să fie în formă și să dea jos câteva kilograme. Hai să vorbim mai întâi despre ce înseamnă rapid și ce înseamnă eficient. Să încep cu eficient. Ei bine, din punctul meu de vedere, scăderea în greutate poate fi considerată eficientă dacă se pierd kilograme de grăsime și deloc sau în mică măsură alte structuri, cum ar fi masa musculară. Acest lucru se poate constata doar dacă se face periodic analiza compoziției corporale. De asemenea, un program eficient de slăbire este acela în urma căruia reușești să faci modificări importante ale stilului tău de viață, astfel încât după ce ai atins greutatea optimă, să poți să te menții acolo pe termen lung. Dar ce înseamnă rapid? Ei bine, deși o să găsești pe net tot felul de sfaturi pentru a slăbi 10 kg pe lună, 1 kg pe zi sau mai știu ce alte aberații, ritmul mediu de scădere în greutate, conform celor mai multe studii din această zonă, este de 0,5-1 kg pe săptămână. E adevărat că dacă ai o greutate foarte mare, s-ar putea ca la început ritmul scăderii în greutate să fie mai rapid. Însă dacă vorbim despre media scăderii în greutate, atunci putem considera o scădere rapidă valoarea de 1 kg pe săptămână. Dacă ești dezamăgit de acest răspuns, atunci probabil acest video nu e pentru tine. Însă dacă ești un om realist și vrei să faci schimbări cu adevărat sustenabile pe termen lung, atunci rămâi aici pentru că îți voi împărtăși câteva principii simple. Hai să începem. Evită soluțiile extreme. Dietele fulger funcționează pe baza unor restricții calorice foarte mari, care te pot face să slăbești pentru perioade scurte, dar după ce renunți la restricții, kilogramele se adună la loc, iar adesea vin la pachet cu altele. În plus, te privează de nutrienți, te fac să-ți fie foame mereu și sunt adesea monotone. Sunt sigur că nu vrei să mănânci în fiecare zi doar carne fiartă cu salată. Așadar, ferește-te de dietele celebre de pe net, cum ar fi dieta keto, dieta Dukan, dieta disocietă sau alte diete care presupun slăbire rapidă. Pastilele, ceaiurile de slăbit și diferitele prafuri care promit că slăbești repede îți pot pune chiar sănătatea în pericol, pe lângă lipsa de eficiență pe termen lung. Dacă acestea ar avea vreun rezultat în timp, crezi că ar mai fi atât de mulți oameni supraponderali și obezi? Regimurile pentru slăbire nu ar trebui să impună o restricție calorică mai mare de 500-800 de kilocalorii față de valoarea de menținere. Ține cont de acest lucru. Integrează treptat obiceiurile alimentare sănătoase. A mânca sănătos nu înseamnă să excluzi pentru totdeauna micile plăceri culinare, ci să te bucuri de ele într-o cantitate mai mică ocazional. Dacă în 80% din timp ai grijă la ce mănânci, nu va fi o tragedie să savurezi din când în când o prăjitură sau câteva chipsuri. Propune-ți pentru început să mănânci mai multe legume și fructe. Concret, poți să-ți setezi un obiectiv ca jumătate din farfurie să fie cu legume. Și atenție, nu doar cartofi. Încearcă noi legume sau moduri de preparare mai dietetice, cum ar fi labur, cuptor sau fiert. Înlocuiește sucurile cu apă infuzată cu fructe sau renunță complet la ele. Împarte desertul cu cineva sau mănâncă mai rar. Ține un jurnal alimentar. Nu e obligatoriu să numeri caloriile, dar e important să știi ce și cât mănânci pe parcursul unei zile. Un jurnal alimentar te poate ajuta să vezi care sunt obiceiurile alimentare actuale și de unde pornești. S-ar putea să descoperi că mănânci mai mult decât ai fi crezut dacă notezi inclusiv ronțăile de care altfel poate uitai. Învață să-ți gestionezi stresul. Mâncatul pe fond emoțional, din plictiseală, tristețe sau neliniște, poate fi o explicație pentru kilogramele în plus. În acest caz, dacă vrei să slăbești, este esențial să tratezi cauza, să găsești metode mai bune decât mâncarea de a face față situațiilor neplăcute sau stresante. Fii activ. A fi activ nu înseamnă să petreci ore în șir la sală sau în alergare. Mersul pe jos, urcatul scărilor, deplasările cu bicicleta sunt modalități simple prin care poți include mișcarea în stilul tău de viață. În plus, poți face și exerciții fizice acasă cu puține echipamente sau folosind doar greutatea corpului. Odihnește-te bine. Oboseala este unul dintre factorii care te pot împinge să mănânci mai mult decât ai nevoie ca să-ți menții nivelul de energie cât de cât ridicat, compensând cumva lipsa somnului. Acordă atenție odihnei și dormi suficient pentru a preveni mâncatul în exces. Ai răbdare. Dacă ai pus kilogramele în plus în câțiva ani, nu poți să ai pretenția să le dai jos în 3 zile. De asemenea, s-ar putea să existe perioade când vei stagna cu slăbitul sau când nu vei mai mânca tocmai corect. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți gândind dacă tot am mâncat un biscuit și mi-am stricat dieta, hai să mănânc tot pachetul.
ci pur și simplu să alegi alimentele mai hrănitoare la următoarea masă. Nu te da bătut, ci caută soluții la dificultățile pe care le întâmpini. Lucrează cu un medic sau un nutriționist. Față în față sau chiar online, nutriționistul te poate susține să se atingi obiectivele de slăbire mai repede, oferindu-ți recomandări sigure și eficiente care nu spun în pericol sănătatea. Un nutriționist bun nu îți va da o dietă generală, ci va ține cont de preferințele tale și de stilul de viață, personalizând recomandările alimentare. Sper că îți vor fi de folos aceste idei și că ai renunțat la ideea de a căuta dieta miraculoasă. Dacă ai nevoie de consultanță în nutriție, te aștept la Centrul Medical Superfit în București sau online pe www.superfit.ro. Dar până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit.